Îmi era dor de voi. Ce, ce rost dacă am la dispoziție mapamondul? Deci, dacă nu lisește aerul ăsta al Bucureștiului. Zi. Merge? Uh-huh. Tot ok? Uh-huh. Salut, mă aud? Mă aud aici? Mă țipa în fiertare. Merge și asta? Mergem tot. Merge tot, mă, e incredibil, așa. De ce l-am adus pe Edi până la urmă astăzi aici? Edi face parte dintr-un proiect foarte amplu, despre care ar trebui să vorbim. Este ambițios ce dorește să facă. Nu e un startup de IT sau ceva. Vrea să slăbească. În sfârșit. După 23 de ani. 23 de ani ai? 23 de ani. Ai un corp încă modelabil. Am corpul de 33 de ani. Asta mi-a spus aplicația, cântarul. Mi-am cumpărat un cântar din ăla care îți măsoară tot și am un corp de 33 de ani. Din banii tăi sau era la sală? Din banii cântarul. A, ți-ai cumpărat un cântar? Mi-am cumpărat eu, da. Care îți măsoară mai multe căcaturi. Și l-ai acasă? Da. L-a duci tu aici? Vrei să vezi cât ține? Hai să facem tot, să vedem nu, cred că ești foarte bine ce vârstă are corpul. A, eu cred că am 25. Nu e adevărat, mă, că și schilozii ăștia au și problemele lor. Bă, adică, adevărat că am mâncat cartofi prăjiți la ultimele e ceva ce nu e trei sănătos. Mese, e înăuntru o tumoară care mănâncă toată mâncarea aia de rămâniți slabi. Nu e de la Dumnezeu. Dar tu nu ai fost niciodată... Că mănâncă ca niște animale. Care a fost apogeul tău de kilogram? Eu nu mănânc mult. De ce ești prost? Că nici nu mănânc mult. Ce? Apogeul tău de kilograme. Ăsta e apogeul meu de kilograme. În fiecare zi e un nou apogeu. Am stagnat mult timp la 67 de kilograme. De când am terminat liceul până acum vreo 3 ani, când am făcut sală prima dată. Și acum sunt la 73. De Jesus ceva timp și... Dar nici n-am încercat vreodată... Că ai pus musculatură, practic. Da, dar nici n-am încercat vreodată să mă îngraș. Gen, doar am făcut sală, dar n-am schimbat, nu am mâncat diferit. Un pic mai diferit, să zic, un pic mai mult carne sau ce până mea, mă mai punea să mănânc orez, dar a durat puțin. Ai trecut la vechile rețete? A făcut lămâie. Dar funcționează. Da, mă, așa. Deci pentru oameni să știe că așa pot să urmărească progresul lui Edi, care trebuie să fie săptămânal. Edi s-a înscris în a face un video săptămânal, video pe care nu știe să-l editeze sau să-l filmeze. Trebuie să slăbească, ceea ce nu o să facă. Bă, primul pas e să vrei. Da. Și toată asta sub presiunea a trei oameni. Are o echipă în spate care o muncește pentru ce face Edi. Și trebuie să vedem, în 3 luni practic ar trebui să dea jos 45 de kilograme. Bă, Ani, bă. Cât trebuie să faci, mă? Care? Nu, mă, în 5 luni 30 2 de kilo. În 5 luni 30 de kilo. Le dă în ultima zi la căcare. Bă, deci da, tu ai 5 luni 30 de kilo? Da. Și ai un contract pe care ai semnat asta? Nu. Ăsta este contractul lui. Bă, e de obraz, să-mi va pula, adică sunt... Dar da, acum îți iei angajamentul în fața oamenilor care nu privesc. Tu nu știi? Bă, dar vorbește și tu, de ce trebuie să prezint eu tot cazul? Păi dacă tu te-ai băgat, nu mai lăsat. Păi hai, zi, explică-i că... Te-ai introdus, hai, Virgil nu știe nimic. Știu un pic așa, dar pictează-ne peisajul. Ideea e că am hotărât să fac acest proiect împreună cu nutriționista mea, Larisa Rusu. Dar o aveai până acum? Ce pula mea? Nu aveam, dar am găsit-o acum. Ok. A, cea care mi-a făcut un program pe 2 săptămâni, la fiecare 2 săptămâni o să-mi facă al meniu. Are aceleași lucruri. Dar nu până contează. Acum e bazat pe mâncare, am înțeles. Pe mâncare, da. Și cu Andrei Gheorghe, care... RIP. Da. Nu, care... 5, nu cum pula la schema. Așa. 13-14. Tot ceva 14. Cu cifre. 9-5-9-5, da. Tot pe acolo. Andrei Gheorghe, care e antrenor. Și kinetoterapeut. Andrei Gheorghe, care e mort. E ca mort. Așa. Și lucrez cu el pe partea de definire. Se vede? Da, nu, că eu am burtă asta acum că am mâncat eu puțin mai mult. Am băgat cu deci 200 tu, de grame de legume. Deci tu ai simțit că nu se mai poate altfel și trebuie să te apuci să faci o schimbare în viața ta. Da, pentru că e apogeul meu în kilograme. Wow, stai. Hai să vedem câte kilograme credeți că... Da, din nou, hai, încă nu știu. Nu e apogeul tău. 108, nu vreau să te descurajez. Mai e din muntele ăla de urcat. Acum ești în faza de bulking. Exact. Michelangelo când l-a ascultat pe David, n-a început de la ceva mic și apoi a făcut trupul la super. A venit de la un bloc ăla un bloc mare de piatră. Un bloc de marmură acum. Și de acolo care urmează să a început să-l nu mai mă suport. Nu, mă, dar până acolo eram ok cu
cu mine. Dar acum nu mai mă suport. Da, măcar tu. Câte kilograme credeți că are Edi? 108. Câte, pe șasiul ăsta frumos, credeți că se cară? Nu știu, dar sigur te lua rarul. Dacă era mașină, nu treceai cântarul. Credeți că îți trebuie categoria? Ce l-a permis să ajunge B-ul să-l conduci pe Edi? Tu zici 108? 108, am zis așa. Sergiu? Îmi place să zic Sergiu, că mă simt și eu ciudat în același timp, for some reason. Fuck, bă, nu prea știu să estimez. Bă, în niciodată așa, care doar 1.65 până la urmă. Eu am dat un 1.70. Am dat un marker, așa să fie. Cât ai zis tu, 108? 108. Am zis acolo ceva, nu știu. Deci când ghicește prețul corect pe chilele lui Eddie? 111. 111, ok. Eu știu. Mai mult. Tu știi? Da. Cât? Câte? 124. Pula mea. Nu? Cum cu aia 124? Chiar am crezut că... Că mai aproape... John avea 124. Mai aproape de 100, eu cred că am zis mai mult. 124 da, da, da. Cum? Da, nu, nu. Ce înălțime ai, mă? Ce înălțime ai? 70. Ia, ridică-te un pic în picioare să poate să ghicească și oamenii și după aia. Dă-le 3 secunde. Nice. Așa, am și acum scrieți în comentarii până să, să auziți de la da, Edi cât e. Pentru să că vedem răspunsul așa vine imediat după publicitate. Da, așa încheiat. Ba nu, pe Patreon răspunsul. Așa, câte kilograme ai de fapt, Edi Rădoiu? Dobele, vă rog. 105. Ah, ok. 69. S-a câștigat. Cât? 105-69. 105-69, 106. 106, ia uite, 105. Ce 106, mă, 400 de grame și bă, mai bagă o felie de salam și... Sunt 310 grame, hai, dacă vrei să le numărăm. Hai, mai unge o felie de almete și zic că ești acolo. Așa, și la ce sumă trebuie să ajungi? Sau ai vrea? 75. La 75. Dar tu lăsă-mi bag pula dacă ai puțin încredere. Da, da. Da, te-am mai văzut că și data trecută când ai ținut rețetă care era tot apă cu lămâie. Păi stai, mă, acum am pus așa de gust. Acum am pus așa pentru da, filmare. Atunci te bazai pe rețeta asta, aia era problema. Nu că mă bazam, dar m-a ajutat. O beam mai ușor apă. Avea alt gust, în afară de da, mă, negust. Apa e gustul ăla de apă. Și ideea e că peste 3 luni o să mai facem încă un podcast când o să ne prezinte Edi doctorul lui de liposupție. Care la fel o să ne arate inelul. Da, da, o să facem un următor podcast cu Edi, o să-l facem la radiologie. Unde se arată în secțiune. Am vorbit cu Lino Golden și mi-a recomandat. Da, dar chiar uite, Lino Golden care și-a scos. A fost gras? Și-a scos, da, a fost foarte gras. Da, după ei i-a rămas surplus aditiv în... Surplus aditiv. Pe mâini i-a rămas așa. Da, de când eram mic vorbeam ca un doctor. Ce vă spune? Da, și a operat la subsâni. La Lino subsâni? Golden. A, el ca avea, Halep. Îi rămâsese și Halep la fel, tot da, de sub tot aia tot și a scos. Da. Aici mă, efectiv sub. A, da, dar nu ca să-i... Ia de aici de sub sân grăsime. Ea avea sânii foarte lăsați. Cred că pe acolo păi doar... Și iar și lua grăsimea. Da. Cred că pe acolo doar intri ca să nu, păi da, da, nu arate nasol. Nu, acum am crezut că avea... Era grăsimea aia, era la sub sâni. A, și avea... nu mă, nu. Da, de-aia mă... Da. Așa, și tu acum ai un program de sală. Da. 5 ori pe săptămână, ai zis? De câte ori? Ce? Cât l-ai încărcat? Stai, când te-ai apucat? Ce azi? Miercuri. Azi, miercuri. Oh, fuck, azi. Astăzi, acta zi ai fost azi? Treia. Ai fost în fiecare zi până acum? Da, mă, da. Trei zile la rând. O să mă duc de luni până vineri. Și mergi la sală sau în aer liber? Unde faci? La sală, tot. Și ce sunete scoți? Scânceieturi. Plânsete, în mare parte. Dacă vor să le audă, să se uite cei de acasă. Da, așa, și deci faci sală cu antrenori. Da. Deci nu poți să freci pula pe sală. Care din nou a vorbit cu cineva care i-a dat abonament la... Bă, este un proiect întreg. Da. Este efectiv. Alături este... de cei de la AXS. Uite, vezi? Are Edi la sponsorul. Puteți avea discount dacă folosiți Edi stand-up 10. Dacă își dă tricoul jos, are numai codnar pe spate. Bă, și deci tu acum faci tot planul ăsta pe care nu plătești niciun ban? Adică îți cumperi mâncare, cum da, ar veni, dar în rest ești sponsorizat pe fiecare da părticică din alimentație. Dar nici n-aveam bani.
Nu n-aveai, dar a trebuit să faci cum, adică nu au venit la tine, a trebuit să dai un pic din coate. A, foarte tare, da. O săptămână. O săptămână. Doar pentru antrenor. Mai mi-a luat o săptămână nutriționist și cu cei de la XS s-a durat. Ce ai zis, mă băieți, mult. Vreau să fac, vă ofer expunere, ce ai zis? Mai... Awareness, fac, creez awareness. Nu, e mai mult caz social, dacă vrei să-l luați așa, e ajută un gras. Așa o să se și numească, ajută un gras. E că știi că dansezi fără tine, fără să participi, da. Aia ai făcut. Dansezi fără, fără să tine. Dansezi fără tine. Hai, o încercăm. Bă, nice. Ok, da, și care e, care e programul de dietă? Ce mănânci? Păi și cum mănânci? Stai să ți-l citesc. O zi. Da, e în fiecare zi diferit? Da. Ah, ca să mă schimbă torturile alea. Fie... Mi l-am făcut în așa fel încât să am de gen ce mănânc astăzi, da. Și îmi rămâne să pot să mănânc și mâine. Mi l-am făcut, adică ca să nu fac multe feluri de mâncare. Aha. Ah, deci e bazat pe gătit. Da. Trebuie să ți le faci tu acasă. Da. Wow. Sau să le cumpăr din nou, ca să chill. Amandine. Amandine vegane. Amandine, tiramisu. Uite. Am așa, la ora 8. 8 dimineața? 8 dimineața. Trebuie să te trezești. Păi da, e la sală, bosule. Nu sunt la de dimineața. Cum nu, mă, așa zice ieri? Păi azi am fost de dimineața, dar n-am în fiecare zi. Eu nu voia să vină la muncă, okay. Îți dai seama. Am așa, deci iaurt grecesc, 140 de grame. Un nectarine, iaurțel mango, din ăla. Mm-hmm. Da. Semințe de floarea soarelui. La semințe, adică trebuie să scazi, crăm niște semințe. Da, tati, și mă uit la mine și e chiar mișto. Nu prea sunt meciuri la ora aia. Hai că trebuie să... Te uiți pe Argentina, pe ala, pe Corea de Sud. Așa, după care avem o gustărică. Mai zice lumea că nu e ușor să slăbești în pula mea. Stai și crăm semințe pe bordură. Ok, la ce ora ai gustărica? 10.30. Păi, îți face fomiță până la 10.30, că totuși ai mâncat la 8. Un iaurt grecesc, da. Bă, dar așa e, da, cât a, așa e făcut. Da, mă. E făcut okay. De o persoană care n-are încredere în tine. Care are foarte multă încredere și are și clinică privată în Cluj, adică nu e... Da, deci tu până acum ai mâncat un iaurt și un pumn de semințe. Nu, nu, și o gustărică. Nu, acum n-am mâncat gustărică. E nectarină slash mango. Nu, amândouă. A, aveai și o nectarină. Un mango, cum, pe, un mango are 400, e mare, e... Păi stai, mă, zahăr. Păi da, așa da. Și alege, mă, să vezi că l-am gelat la pepene și aici din numai la 14 kg. Dar nu pot, nu pot să dau. Un măr, să continui și a doua zi. Nu pot să dau toate gramajele. Am înțeles, ok. Așa. Adică nu e un mango, e o bucățică de mango. Da, e la latitudinea ta? Nu, îl cântăresc. A, scrie acolo? Da, da. Hai, cântare, așa. La gustărică ce mâncam? Niște biscuiți digestivi. Niște biscuiței. Un pachetel. Petit beurre. Petit. Așa, după care la două avem și noi prânzul. Pauză lungă. Pauză lungă, da, e greu atunci. Atunci mă gândesc dacă să ar mai merge o gustărică. Da, deja începe încețoșată privirea, deja începe să-i țiuie urechile, nu mai știe. E nevoie de ceva în vorbesc sistem. Vorbesc singur, e greu. E greu. Trebuie să stai așa de un perete un pic în casă până la bucătărie. Îți cade glicemia pe la două. Ce la două? Ce păpăm la două? La două avem așa, două felii de pâine integrală. Ok. Bun. Ok. Niște prânzicătele mea. Ok. Cam două degete, mi-a zis. Două degete. Niște chifteluțe din legume. Nice. Pe care nu știu să le fac. Le ai de la Mega. Roșii și ridichi. Că sunt de sezon acum. Nu, sunt de sezon, dar... Adică, mă, acum e sezonul ridichi. Sunt roșii în România care le deja natural. Și festivalul ridichilor la... Pârâie, da, da. Pârâie, dacă, da. Dacă le încerci ridicile de așa un bobărnăc. Așa, bun. Să-i deci, ca urăcă la pepene. Mi se pare că asta e cel mai greu până acum, că nu sună foarte... Ca masă, ca gust? Deci păi pâine, da, cu bine, brânză, mie, bă, pâine cu brânză și cu roșii. Mie nu prea-mi plac ridichile. Chiftele de legume, mie mi se par foarte mult. Pâine cu chiftele brânză, cu roșii și cu chiftele. Adică poți să ți le și condimentezi. În funcție de ce îți place. Ciocolată. Sirop de arțar, da. Bă, până la ora 2 ai mâncat mai mult decât mănânc eu într-o zi și tu vrei să slăbești. Mă, stai, mă, bă, păi stai, mă, totuși. Că nu e, e stai, mă, uite, că total porții sunt mici, mă. 570 de grame de mâncare. Adică peste jumătate, asta? Jumătate, da. De kilogram plus. Nu, 470 plus, ai majoritate parlamentară în pula mea. 470 de grame. Nu e mult.
Bă, o pizza family are două kg. Bă, stai. Nu compara ca aia cu o pizza family. Și eu mâncam înainte singur, adică nu e mult. Crede-mă că nu e mult. Așa. Așa, la 4 mai avem o gustărică. Nice, deci pentru asta trebuie, pentru asta trebuie. Ne premiem. Dacă am făcut bine până acum, am terminat, ne premiem la 4. Un ciorchine de struguri. Un ciorchine de struguri? Ciorchinele în sine? Greutate cât? Grămaș? 150. A, e o rămurică de ciorchine de struguri. Nu e un... Are un kill drag cu un ciorchine. De unde e struguri acum? De la Mega. Păi și ea sunt în sezon, mă, ce e nebun? N-ai văzut fiile, sunt pline. Curând de culeg țăranii. Așa, și avem și cina la ora 8. Așa. A, deci ultima masă a zilei. Ultima masă la 8. Da. Ceea ce mi se pare deja un pic târziu la 8. Asta pentru... e, da. Acum nu mai fiți, mă, voi nutriționiști. Să fie la 9. Că s-a lungit ziua. Am negociat puțin. L-a pus. Păi și tu cum mănânci, că lucrezi aici? Păi mi-au la mine, îmi fac, uite, azi am... Vrei tomisto sau burger? A, la cină stripsuri de pui cu chipsuri. Nu, mă, mi-am făcut de acasă și am venit frumos cu... A, ai casoletă, da, la tine? Am avut. Așa. Că am luat și ce m-am gândit eu și cine. Nu, cina nu mai mi-am făcut. Mi-am dat ceas înainte și 8. Avem așa, pui cu cării și lipie. Ok. Ce înseamnă pui cu cării? Shawarma. Pui cu lipie. Pui cu lipie, atât. E cu orez, adică? Nu, atât, pui cu curry și o lipie. Sos de curry? Sau ce? Ce prescune curry? Praf de curry, mă. Știi? A, deci pui. Pui, nu contează condimentul, e pui. E pui, a, e pui cu niște galben. Da, e pui. Pui cu... Ca să arătezi. Băi, dacă e curry de pui din ăla, tocană din aia, nu? No, nu, no, ok. Și așa arată o zi din viața mea. Nice. Bă, dar arată decent, mă. Bă, da, dar cam boring, așa, cu lipii, da, cu normal. Astea. Deși, bă... Mi se pare că e efort să faci căcatul ăsta. E foarte mare. Este efort. Super fucking mare efort. E atât de greu. Mie cel mai... Ești a doua mi... zi. E a treia zi. Să-ți faci cumpărăturile, mi se pare cel mai nasol. Și să faci mâncarea. Da. Da, și să faci mâncarea. Mm-hmm. Și să o car după tine, efectiv. Da. Da, trebuie plus să te gândești că ajungi aici să iei... Dacă mi-au cina, când o să mănânc cina, nu o să mai aveni și un gust. Că mai are gust acolo de tigaie, de prăjeală, de ceva, știi? Dar până la 8. Păi seama că deși în ulei. Bagă-l și tu la un microunde. Nu, o dau până pe am... A, pe grill. Care nu... Bagi, nu-l încălzești un pic? Dă la doamnele astea să-ți pună un pic pe plită acolo. Să-și... Are, plita aia are mai mult ulei decât are tot bunica. A, n-ai voie cu prăjel cu din astea? Nu, fără ulei. Puțin ulei, mai am rețete în care pun 5 grame de ulei de măsline. Puiul ăsta, de exemplu, e fiert sau cum e? Puiul? Nu, e tot atruz. Pe grătărel. Sau la, uh-huh. Sau la cuptor sau oricum, dar nu prăjit. Uh-huh. Da, așa sună. La cuptor e cel mai simplu, doar îl bagi în cuptor și da, mă, aștept. Durează extraordinar mult. Durează 30 de minute. Puiul nu durează mult la cuptor. Durează, mă, până se încinge cuptorul, până îl pui, mai verifici, mai întors. Și efectiv, l-am mâncat mai mult crud. Nu mai putem. A trecut o oră, am zis. Îngăgut cu dăcea căina aia când mușcai din ea. Asta e mult rău, că trebuie să stai cu gândul că, bă, se face ora de mâncare, trebuie să mănânc. Da, eu, de exemplu, am amânat să mănânc 3 ore. Că mi-era foame, citeam dintr-o carte, am mai stat un pic să citesc, mi s-a făcut somn, m-am culcat și apoi m-am trezit și am mâncat. Nu mi-a păsat de asta. Problema nu e dacă le decalezi 30 de minute, o oră. Dar în momentul în care, de exemplu, eu aseară n-am mai luat cina. Am stat la 99, am stat mai mult și nu mai m-am... Era deja 12, ce să mai mănânci la 12? Nice. Și n-am putut să adorm, mă durea efectiv cu capul de foame. Și ce ai făcut? M-am culcat. N-ai mâncat? N-am mâncat. Și nu e mai bine să nu mănânci? Te simți mai bine a doua zi, așa. Te simți mai bine, dar nu te simți gras. Nu, zic, în programul ăsta, dacă sare o masă, nu e un bonus cumva? Sau tu ce încerci să faci? Educi corpul cu... Tu ce vrei să spui? Că practic dacă Edi mănâncă doar la 8 seara, poate să mănânce tot ce avea din ziua aia? La asta întrebi? Nu, nu e vorba de... Nu e, că probabil că te ajută. Că normal că sunt mai puține, ești mult mai mult în deficit caloric. Păi asta zic. Dar problema e că nu mai cum. Că o să, la un moment dat o să-și cedeze corpul și o să intre și în chestia de... Stai, mă, că zi tu că tu ai cuvintele alea de medic. Cetoză. Cetoză, în care tot ce mănânci o să se depună pe tine. A, ce? Nu știu ce e asta. Ce face, mă? Cetoză e altceva. Că-ți intră corpul într-o stare de criză, operație fibrilații, de criză și el o să creadă, bă, ăsta nu mai dă mâncare. Da. Hai să bag consumăm. Tot. Da. Din... Nu, hai să trebuie să rețin tot ce-mi vine, da, trebuie să rețin. Hai să reținem tot ce mâncăm. Tot ce bagi în tine și dacă bagi niște lăptuci,
nu mai cași răpeșile. Bă, dar Luisa nu mânca câte 30 de ore. Da, păi la un moment și a funcționat la ea. Păi da, la un moment dat ce să mai o să consume din, adică începe să-ți consume din ceai în urși când fac. Da, da, eu dacă nu o să mai mă țin și o să scap iară ca prostul cum am făcut și vara trecută. Că am ținut la fel, am ținut fasting și chestii și după aia am scăpat ca ursul la miere. Am pus 30 de kilograme pe mine din august până... Mamă, serios? Da, din și tu la asta, la alea 30 de kilograme lucrezi acum. Eu vrei să ajungi înapoi în 2021. Tu. Am avut vreo 112. Ca să nu... De ce să vă mint? Dădea urât 112 pe vlog, știi? Înseamnă să fie 105. Dar chiar deci, da, ai filmat zilele astea? Și asta mi se pare la fel de greu. Eu stai nu știu, un pic, ce tu filmezi o chestie... Păi așa i-am convins pe ea, păi să-l ajutem, nu știu ce, că le oferă expunere n-aveam în vlogul lui. N-aveam bani să slăbesc. dacă tot am zis că fac chestia asta, am zis să mă ajute, băiți. Da, și-a dat 20 de milioane pe un GoPro. Nice, frumos. Frumos, și acum nu mai are bani de mâncare. Make sense. Make sense. Așa. Și acum filmezi tot, în fiecare zi cum mănânci, ce mănânci. Și antrenamentele. Și o să faci un vlog săptămânal? O să fie un... Da, un vlog așa vreau cel puțin, dar nu știu dacă o să am... timpul necesar. Un vlog săptămânal și unde-l vedem? La mine pe canal. Pe canalul Edi Rădoiu. Edi Rădoiu, îl căutăm pe Edi Rădoiu și... Edi Rădoiu, da. Bun. E ăla cu 148 de abonați. Mai e unul, Edi Talin, nu e ăla. Asta sunt în căutări top. Dar trebuie să găsești un nume bun, mă, gen. Mai slăbește vere. Edi Rădoiu slăbește sau ceva. Anu, așa o să se numească vlogul. Mai slăbește vere. Mai slăbește vere. Mai slăbește vere, da. Pare că este dedicat pentru oamenii culți până la urmă. Nu e așa? Dar ce crezi, mă, că e deștept, sunt grași? Oh. Asta crezi tu că ține de intelect dacă ești gras sau nu? Păi eu am fost prost că m-am îngrășat atât, dacă n-am avut un... Mie nu mi-a explicat nimeni cum trebuie să mănânc sănătos. În viața asta? În viața asta. Eu tot ce zboară se mănâncă asta, pe permis asta a mers. E bun, îl mâncăm, nu contează. A, tu ești ca Cristina aici, care a zis degeaba îi dai un dege dacă nu-i dai toată mâna. Este fantastic cât de proastă e ființa aia și este superbă, dar este fantastic cât e de proastă. Ai văzut că s-a certat cu aluzivă? Da, da, da. S-a certat cu jumate din internet. Stai, mă, și tu de unde ți-ai luat sfaturile de nutriție până acum? De la nutriționist sau la Vinia Rusu? La doamna Nicoleta, Vinia Rusu. Larisa Rusu. Larisa Rusu. Mamă, Jesus, Mirica, ce bolnav ești, bă, băiatule. Ținuse și eu minte cum o cheamă. Cum ții, nu se mă am o colegă de liceu pe care o cheamă Larisa Rusu. Așa, cum ai întrebat de unde și-a luat sfaturile. Până acum de unde? Că zic că n-aș știu niciodată, n-am avut educație. Păi era apă cu lămâie. Ce mâncai în, cum în familia ta, ce știai că e bine să mănânci? La tine tot, acasă. Asta e tot, e că tu n-ai, la mine la fel a fost. Trebuie să mănânci, da. Mănâncă, ia, mănâncă. Da, eu am mâncat cam sănătos, eu am fost cam educat să mănânc sănătos. Bă, da, bă, definește sănătos, stai puțin, că inclusiv aici e foarte... Păi ciorbă, da, uite, eu ciorbă n-am mâncat în viața mea. Asta zic. Gen, aveam adică un meniu stabil am gustat, și mesele destul de... N-am mâncat ciorbă, să zic că mi-e poftă de ciorbă. Eu n-am mâncat în viața asta ciorbă. Cu toate, mama făcea ciorbă. Dar nu mâncai dar tot nu ciorbă. Dar nu te obliga. Dar nu mă obliga și nici nu. Mie mi-a plăcut. Nu, păcua, e apă cu ceva. Extraordinară ciorbă cu aia. Nu o cunosc pe doamna Rădoiu, dar nu făcea o ciorbă bună. O ciorbă bună extraordinară. Este. Depinde, mă, sunt oameni care nu mănâncă ciorbă. Te umple. Bine, dar nu-mi place ciorbă. Te mânghi, aia de burtă. Trebuie să fii psihopat să-ți placă aia de burtă. E un întreg debate peste tot. Mie place. Da, e ca coriandru, ori ca silandru astea. Gen, ori îți place, ori îl urăști. Ciorba de burtă, nici mie nu plac ciorbele cu usturoi, ciorbele... Da, bă, aia de burtă n-are usturoi. Arpeșa. Sau nu neapărat. Cum să n-ai băut? Nu, unde ești, mă, Jamila? Ba da, mă, nu are, e bazată dacă, pe usturoi. Dacă nu-i pui. Exact. Nu bazată pe usturoi? Da, îi zice ciorba de burtă. Rădăuțean atunci are usturoi? Nu, e cu smântână aia și... Da, așa e. Piept de pui. Nu prea au usturoi. Nu e piept de pui aia? Ba da, ba da. Uite, aia îmi bine, acum cauți în rețete dacă... Aia îmi place, are carne. Da. Dar da, mă, și adică și bunica mea mă îndemna. Și nu e neapărat de mâncat sănătos, că și la noi mai mâncat sănătos. Că aveam roșii, chestii din grădină, legume, nebunii, carne, dacă mâncam era carne crescută în tihnă. Ca așa ne creștea bunica mea. Ca întotdeauna la noi bunica în familie s-a pus în valoarea tihna. Asta a fost cea mai... Este valoarea dar familiei Mirica. Deși e tihna? Tihna? E chestia aia în care crești puii. Ah. E țarcul ăla. E Și... Dar tot era unde noi să mănânc mult.
chiar dacă nu. Asta și plus că e carnea aia foarte bună. Carnea aia foarte bună la găleată, care mi se pare efectiv. Nu știu, da, aia e, că eu aia la garniță, zici. Da, aia e, că are mai multe denumiri. Din aia, jumer din ăla. În untură. Nu. Nu, carne normală, dar e carne băgată în borcan și pusul. E de pe vremuri când practic untură din aia. Când puneai tot în untură, că acolo nu se strica, că izolează bine. Aia mările nu sunt grăsime. Da, aia are calorii de Jesus. E bombă, dar are e gustoasă aia sfac. Da, aia zic. Exact. Că mie nu mi-a zis nimeni că, bă, dă și tu grăsimea aia, du-o și tu la o parte, nu trebuie să o mănânci. Dar nu e, mă, oricum e. Bă, poți să o mănânci, dar nu mănânci ca un animal. Adică da, mă, e ok să mănânci niște din aia cu niște varză murată sau ceva, e super. Eu nu știu cum e să fii slab. Eu atâta vreau să slăbesc o zi, după am bat pula, mă îngrași la loc, dar măcar o zi, să văd eu cum e o zi. Să mă leg la șereturi fără să transpir. Am fost acum la munte, aveau grătar făcut din ăsta, construit din cărămizi ca lumea și lângă mai aveau construit tot așa frumos și... Dar nu era un pirostrii cum se pune cu disc. Era făcut din cărămizi să stea discul acolo, un fel de plită. Mm-hmm. Am turnat ulei, am făcut acolo cu cârnați, cu cartofi, wedges, cum ar veni în ulei, la roată de tractor în aia mai... blană, șmecher rău. Să nu torne apă asta, să nu torne apă în ulei încins. Să știți, da, că explodează. E, nu, dar ține și ghinion după aia. Da, ai 7 ani de ghinion. Da, și-ți moare o rudă. Uite, nu era... neapărat apropiată. Da, aia care toarnă apa. De ce mai multe ori. Era o întrebare la Media Pro Music, cred că am văzut. Erau trei chestii și te întreba dacă ar fi să rămâi cu două chestii, care ar fi acelea. Și era una să ai un milion de euro. Delia și Andra. Nu, mă, să ai un milion de euro, să nu ai muzică deloc sau să stai toate degetele de la o mână. Stai, mă, că una... Și să rămâi cu două. Cu care ai rămâne? Una ar rămâne clar cu degetele. Și mă, cu degetele, fă de muzică. Una e negativă, mă. Dar să n-ar loc niciodată muzică. Una e negativă și două sunt pozitive, nu? Cât de mult. Oh, wow, degete și un milion de euro. Mersi, mă, le tot. Cui pasă de muzică, mă, dar fix în pulă. Și eu mă gândeam dacă ar fi asta cu să nu ții regim niciodată. Degete de la mână sau un milion de euro? Să nu ții regim și... Bă, da, nu e regim, e... Bă, deci un milion de euro îl ținem, toată lumea. E practic între celelalte două, de ce ai pus trei variante? Să n-ai degete la... Să n-ai degete deloc? Nu, să... Da, și să... Sau să nu ții în regim niciodată. Să nu ții regim și un milion de euro. Nu, stai că nu e... Trebuie să rămân... Nu știu, oricum, preferam să-mi tăie degetele la mână. Cumva să rămâi cu un milion de euro. Pe și oricum, să-mi tăie degetele la mână, dar să n-ai cu ce să mai mănânci după aia, deci cumva le implică, le implică după aia. A, la o singură mână. O singură mână. A, am înțeles. Sau dacă îți cinci degete, le iei pe sărite. Gen, să ai câteva degete la fiecare mână. Să ai cinci în total. Le păstrezi pe astea la stânga ca să poți să fac așa. Ce faci, da, să arăți muie și... La dreapta ce faci cu astea trei, e stupid. Cu squirt, ce pula mea să faci? Da, nu, pe asta mare trebuie să-l ții și pe astea două. Eu astea două trebuie să mă... Păi stai, mă, nu, că dacă de la o mână ai... Dacă la mâna asta ai... Păi n-ai voie, că nu rămâi cu două degete la fel. Adică trebuie câte unul din fiecare. Da. A, trebuie să le alegi. A, da. Să faci o mână, deci, din... adio PlayStation. Nu, nicio șansă. Aoleu, da. Da, uite, complicat. Fără FIFA. Bă, dar încă o chestie. Știi, mă cunoașteți pe mine de ceva timp. Știți că mie îmi place când sunt relaxat, îmi place să inventez pariuri din astea, să provoc oamenii să își depăsească condiția, cum ar veni. Așa. Așa. Și am fost la o drumeție acum, când am fost la munte, într-o poiană frumos pe deal, și stăteam, ne relaxam acolo. Era un grup de vreo 7-8 oameni, poate. Și erau, trecuseră niște oi pe acolo. Eram mult căcat de oaie. Ne-am dat seama la un moment dat pe unde eram noi, tolăniți pe acolo. Și am luat o cocărează, ne-am uitat la ea. Era destul de uscată, era solidă. Așa. Și am zis că vă... care am cu tovarășul meu, Florian, și zic, bă, 100 de euro. Ok, prima întrebare, mestecată sau poți să o înghiți direct? Înghiți direct. Da, 100 de euro? Da. 100 de euro. Da. El ce a făcut? Pe 100 de euro, du-te, mă, până, îți dau eu 100 de euro pentru asta. Ai văzut tu vreodată 100 de euro? Îți dau eu 100 de euro pentru asta. Bă, dar gândește-te că... Dați fiecare câte 100 de euro. Ia uzi, deci asta înseamnă la tine 100 de euro. Dacă strângem de la 1 milion de oameni 100 de euro... Da, bravo, frate, atunci dacă dai, mă, tu ai voie să vezi. Și are... Nu dai tu 100 de euro și să uită toată lumea cum mănâncă căcat. Da, nu era, doar
era acolo între noi ăștia care eram. Show privat. Presiunea publicului a făcut să nu accepte. Dacă eram doar noi doi, cred că o dădea pe gât. Da. Nu cred. E prea puțin 100 de euro. Gen, a sărit prietena lui că nu, că are bacterii, că nu știu ce. Bă, dar în același timp, era, te uitea la ea, arăta fix. Dacă o luai și o băgai într-un bol de Nesquik, nu-ți dădeai seama. Gen, n-avea nicio... E fibroasă, are fibre, e foarte bună, are fibre, ajută la digestie. Da. Și ca textură nu cred că are un gust nasol, că e digestiv, poți să iei ca gustărică. Asta e un challenge mai mișlo, da. Să-l pui într-un bol cu ăla și care nu mănâncă, câștigă. Mie îmi plăceau astea cu pizza. Să faci ruleta rusească, să mănânci câte una și să vezi la care pică. Da, asta e, gândește, că nu trebuie să mesteci. Dacă trebuie să mesteci, mai mult. Ei mai mult. Să vomit. Nu, cel doar mai cred mult că te doare dinți. Te dureau dinții, cred că era crezi destul că, de tare. Crezi că e tare? Era da, tare. Am încercat să o strigesc între degete. Nu, avea piatră. Nu cred că e piatră. Era destul de tare. E piatră. Bă, cât de tare era mă poți să fie. Era uscată. Păi da, dacă e uscată, poți să o fărâmițezi destul de ușor. Nu știi cum îți vălătuci, de exemplu, de... Vălătucii de lut. De plă să mă apuci. Vălătucii de se construiesc bolțari, de se fac case. Se fac din paie și bălegari de... Aha, tizici. Tizic. Și când se întărește, devine ca o cărămidă. Și asta era cam baza. Bă, de așa da, ceva. Da, într-adevăr. Da, și plus că ai că astea, cum îi spune, oile mănâncă și destul de multă iarbă, care, pe care cred că dacă o concentrezi acolo într-o căcărează, e destul de densitatea. Da, da, exact. Sunt vreo două pogoane de iarbă în căcărează. Să fie mult. Singura chestie negativă e, din ce știu eu, că prin... Oile transmit viermele de gălbează, cred că se numește. O bacterie, un vierme de ser eclozează în gălbează. În gălbează sistemul lor digestiv, da. De ce spune? Ce e o gălbează? De ce spune de gălbează? Cred că e galben el așa? Gălbează. Sau îți produce ceva? Nu, cred că e, nu se referă la chestia după intestinul subțire. Care e o care gălbează? Anatomic se numește gălbează? Nu, cred că anatomic, dar nu știu, am învățat eu la biologie. Da. Deci o sutică de euro. Asta a fost până și nu s-a... De euro. Nu s-a... Da, e un pic cam puțin. E foarte asta. Puțin. Da. Cât ai, nu ai zice tu? Era coțofană care dădea un leu de la ZUTV. Nu, și dar nu cred că aș putea. Doar o chestie. Ce făcea, mă? Un leu de la ZUTV și spunea o întrebare și trebuia să răspund și să dea un leu. Bă, asta am avut și eu, întrebări de 2 lei pe internet, să fim serioși, nu a inventat. Și era aportat, ți se pare? Și asta cu o întrebare, păi așa dă-mi un leu și pune-mi o întrebare. Păi asta, dar aportat nu e cam puțin 100 de euro la căcărează. Păi stai, mă, sunt de 500 de euro mai mulți bani decât zădea coțofană la ZUTV. Păi da, dar mai bine răspund la 500 de întrebări decât să mănânci căcărează. Acum să-l găsim pe coțofană să spună 500 de întrebări. Nici nu există 500 de întrebări pe lumea asta. Băi, îi faci mai greu, nu iei tot odată, dar îi faci. Da, și să pună întrebări la care poți să răspunzi cu da sau nu, ca să-ți iei repede banii. Nu mă, că îți dădeau de la în ce an s-a născut Ștefan cel Mare. A, deci trebuia să și ai cultură generală. Eu credeam că erau niște întrebări la modul când te-ai masturbat ultima dată. Ia un leu. Asta cu da, bravo, exact. Frate. Da. Ia, frate, un leu că-l meriți. Ce pula mea asta cum s-a născut Ștefan cel Mare? Ia uite la el. Cum mă să primești labă? Bani pentru labă. Nici nu conta. Când, în ce situații primești bani pentru labă? Când ești foarte, foarte bun. Da. Sau când ești foarte superb și trebuie să-ți donezi sperma. Dar nu trebuie să fii superb. Mă rog, nu să ți-o donezi. Trebuie să ai o mamă disperată. Da, sau să ajungi. Trebuie să ai spermă bună, nu trebuie să fii tu la superb. La noi nu e legal să ai mamă surogat, ceea ce mi se pare foarte stupid. Cred că contează, mă, totuși. Adică, cred că te plătesc în funcție de ce gene ai. Gen, dacă ești... Dacă arăți mai bine, cred că păi dau mai normal. Mulți bani. E ca stai la husky. Stai mă un pic. Cum? Da. Serios. Ca la câini. Te duci acolo și... Se evaluează sperma, așa. Dacă sunt trei bărbați. Da. Și o femeie, că de ele de ce să nu doneze sperma? Da. Știi ceva? Suntem în 2022. Da. Sunt trei bărbați, trei femei acolo la donat sperma. Da. Și tu ești Mitran. Așa. Ok, frate. E bătăi între noi doi care iau puțin. Noi doi avem nevoie de bani, ăsta trebuie să zlăbească. E deja la 17-a donare pe ziua de... Încearcă orice.
și te evaluează și spun ție pe sperma ta îți dau 30 de bani că ești urât. E vorba de femeia care vrea să aibă copil. Păi da, mă, ea nu clinica. Vede, ea nu ți arată, ea nu știe, tu te duci și ți arată poze cu niște diferiți bărbați. Femeia nu știe cum o să arate copilul. Nu știe nimic despre tată. Păi bă, asta e la modul când doar donezi tu aiurea. Oricum, clinica poate să minte, după aia poate să spună poze cu cei mei super bărbați. Vreodată, știi că iau ce bărbați avem aici la clinica noastră. Da, asta e doar când donezi tu aiurea, mă. 15 ani o să vezi, da. Nu mă, îți face un profil, dar nu cred că știe prea mult. Ai garanție 3 ani, nu te vrei mai răzut asta, cred. Pentru 4 lei să faci retur, da. Că după aia caută dracu pe ăla și îi strică viața. Păi dar nu mă, nu, că nu dai nume, nu dai nimic. Dar poza nu-i de ajuns, o cauți pe Google. Păi bine, mă, păi dar nu o cauți, mă, că te uiți și tu la niște poze acolo, nu le iei acasă să te... Și cine zice dacă e super sau nu? Femeile psihopate. Ce? Cine zice dacă e super sau nu? Exact, care sunt criteriile, obiective de evaluare a... Nu știu că n-am lucrat acolo, dar așa mă gândesc că... Poate știi ce s-ar putea să conteze și background-ul din familie, gen dacă ai avut un tată... Mai mult asta, dacă ai avut cancer în familie sau... Criminal. Sau chestie, da. Am avut criminal în familie. Autiști. Da. Și o pușcărie. Nice. Asta nu... Cât de ereditară poate să fie pușcăria? E foarte ereditară. Uită-te. Este ereditară. Depinde când uită-te se întâmplă. Statistici, bossule. Da. Uită-te la comunitățile de pe lângă București. Dacă faci 5 ani de pușcărie, tu ca tată, când fii tu are între 5 și 10 ani, cred că e foarte nașpa. Mai ales că fii tu deja vine să te viziteze în perioada aia, vede, da, ce mai e, vede ce mai e în jur pe la pușcărie, ce, să ce zice, ce da, ce asta, asta vreau să fac cu viața mea. Da, da, curând își tatuiază o lacrimă, apoi cântă puțin trep și ajunge la 19 ani și la acolo. Bunica mea a fost, arestat 6 luni. Pe vremea lui Ceaușescu. Bunica tu a fost arestat? Dar n-a făcut nimic ilegal, doar l-a oprit poliția. Luni. I-au citit greu drepturile, nu? Da. L-a oprit poliția că pentru controlul la rutină, era cu mașina. Ai, și el când a salutat, el avea degetul ăsta înduit așa. Și când a salutat a făcut așa și poliția. E serios? Da, a crezut că i-a arătat mâie și l-a bătut și l-a băgat 6 luni la bulă. Dar de ce avea degetul așa? Acel avea el strâmb, nu știu. Călcase bunica mea pe el. Jesus. Ardunul. Așa, mă. Și asta e funny. Nu, 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 că n-am făcut nimic. Să mă arăt familia mea dacă am făcut ceva. Dă-o poliție. Dar și bunică mă tu, jur, dacă, mă jur. Parcă bunică tu nu știa care degetul strâng. Păi l-a salutat, mă. Păi dar nu trebuia să mai salute. Sau saluta bă, era în cap. Ai văzut ce a făcut? Ai văzut ce au făcut de la un deget, frate? Apropo, am găsit cheia asta în comics. Să trăiți, tovarășul capitan, să trăiți. Nu face nimic. Era apartament. Da. Așa, și cealaltă discuție, asta voiam să revenim, la faptul că la noi e interzis prin lege să fii mamă surogat. Adică să porți copilul altcuiva? Da. Ceea ce mi se pare cumva nașpa. N-are, de ce să fie interzis prin e lege? E interzis, nu, nu există nu la noi. Să fie... Ești cretin, efectiv, n-ai voie să fii mamă surogat. Da, de unde știi asta, mă? N-ai de unde să știi. Da, orice femeie însărcinată pe care o vezi pe stradă acum este mamă surogat. Nu, nu e, pentru că nu toate dau un golan ca tine. Nu, mă, surogat înseamnă când ești fecundat cu ovulul altei femei. Nu, mă, surogat, nu. Deci bagă surogat e la modul de dacă noi doi nu putem să facem surogat copii. Surogat e că ne-i plac femeile, mă. Eu sunt potent, tu ca femeie nu ești potent. Da. Da, eu pot eventual să dau pe lângă. Nu știi, Ronaldo era care mame surogat și căcaturi în astea. Stai, mă, un pic, care este explicația? A fost un scandal și cu Beyoncé. Explicația este că eu... Femeia, soția nu poate să facă copii. Da, așa. Tu ca bărbat te duci și dai în alta ca să fie măcar genele tale și să aibă grijă aia. Am înțeles. Dar poți să faci asta? Cred că nu poți să iei copilul, I guess. Păi aia e, deci nu e legal. Că practic asta e, la mamele surogat, tu instant... Adică îți dai seama că cineva a aflat asta după ce... Dar nu, un pic, că dacă ar fi așa... Păi seama, și prin fertilizare de in vitro... E copilul și al bărbatului și e copilul lui, nu mai ai mamă surogat. Exact, adică... E copilul lui, eu cred că e, cum am zis eu, mamă surogat. Adică ea doar e cuptorul pentru asta, unde se fabrică copilul. Exact, exact, exact. Unde se face pizza și cuptorul n-ar trebui să aibă, să ceară drepturi asupra pizzei. Uite-mă, care ce este iese mama surogat, din el, pe care tu ai gătit pizza aia. Ia nu? Acceptă pe baza unui contract o sarcină. Da, ești pe Regina Maria? Da, Regina Maria, da. Zi Regina Maria surogat. A, da, aparent ilegal. A, ba nu, ce prevede? Majoritatea țărilor europene surogatul este interzis în unele țări. Încălcarea legii în acest domeniu implică sancțiuni severe, bla bla, așa. Surogatul necomercial nu e interesant. Care... Este o femeie care acceptă pe baza unui contract semnat la notar să ducă o sarcină la termen și să nască un bebeluș pentru un cuplu sau o femeie infertilă.
renunțând de bunăvoie la orice drept parental asupra copilului. Ah, da, deci mă, asta uite, trebuie să facă, trebuie să renunțe. Copilul rezultat poate fi genetic înrudit cu mama surogat sau există situații în care femeia este doar purtătoare, embrionul implantat provenind de la gameții donați uite, de către alt cuplu. În România, deși există un proiect de lege de aproape un deceniu propus de BlaBla, el nu este finalizat. Cum procedura nu este ilegală în România, dar nici reglementată juridic, procesul este anevoios, neclar și marcat de incertitudini, dar și de lipsa unor garanții ferme pentru părinții biologici ai copilului. Mai exact, poate să fugă aia copilul. Da, asta e, că nu poți să, dacă ea se răzgândește în timpul, dacă ea promite că da, pentru că poate, poți să te atașezi, mă, să. Păi, dar nu e al tău, dacă cum ai zis tu cu gameții. Păi asta da, dar poate să fie și atât. Adică, da, dacă cu 9 luni în burtică. Da, exact. Dacă gacică ta rămâne însărcinată și tu zici cu aia, hai să mergem la, știu eu, o clinică. Știu eu, o clinică unde te împing pe scări. Știu eu, niște scări mișto. Clinică cu multe trepte. Ai o treptele alea pictate din București, că sale unde își fac toate proastele poze. Și ea zice că nu, că sunt creștină și vreau să-l păstrez. Da. Iar putea să facă un ban pe seama la asta, dar nu e cadru legal în România să semneze la notar. Adică statul nu protejează tipul ăsta de contract. Okay. Dar tu poți să te înțelegi cu o familie, să zici, bă, îți dau eu copilul ăsta și atunci devii mamă surogat, dar numai că dacă începi să prinzi, da, că sunt niște... Să nutrești. Da, nutrești hormonal, sunt niște... Față de gameți. Da. Nutrirea hormonală tăi față de gameți e, da, e, mi se e pare legit, că eu n-aș fi vrut și trebuie să facem sunt, awareness față de... Că sunt făcut din gameți, gameții altuia. Bă, nu știu sigur dacă îți gămezi, că scria gameti, am pus eu niște mă rog, diacritice. Sunt gameți, sunt gameți. Și la asta e nașpa că practic, din moment ce nu există contractul ăsta de surogație, da, ce trebuie, practic tu după trebuie să adopți de la mama aia. Da. Dar nu poți să adopți direct de la mama aia, că practic îi cumperi copilul. Păi noi, nu, teoretic cred că mama aia trebuie să dea copilul spre adopție, să-l placeze la stat. Da. Și apoi, apoi tu da, să te duci da, la stat și să ai da, bulanul să iei fix nu, copilul cred, ăla. Face la 18 practic, ani. Altfel, altfel cumperi copilul. Asta, asta nu, înseamnă că cumperi exemplu, copilul. Dacă bă, dar din start înseamnă că cumperi copilul. Doar că încă nu există produsul respectiv. Ca când îți comanzi acum o Tesla care se face în 2 ani. La el, în rest, e același prin... Nu există, dar știi că... Adică tu cumperi un copil când apelezi la o mamă surogat. Dar cred că poți să adopți punctual așa. Adică... Nu știu exact, dacă mergi pe stradă și vezi un copil și zici că vreau, mă las să-l adopt, nu cred că se poate, dar dacă al meu, l-am atins. Mătușa mea, de exemplu, vrea să mă adopte pe mine, că maică mea nu își permite să mă crească, cred că se poate. Da. S-a întâmplat, păi da, mă, dar aici, mă, e o chestie, da, aici e o chestie de rutinie. Mătușa mea a pățit așa, când ea era copil, părinții ei naturali, nu sunt aia pe care... Părinții ei naturali sunt, de fapt, sorsa lui mama ei care a crescut-o. De gen, mă, s-a și cu taxa, a dat-o în adopție la sorsa. La sorsa, și a crescut-o sorsa ca și cum este copilul ei. Și, na, ea acum îi spune la femeia asta, care, de fapt, mătușă să îi spune mamă. Mamă, da. Da. Și a știut de la început toată tărășenia asta sau bă, a aflat cu timpul? Da, a primit. Știe cineva asta sau dat un SMS? Sau zici în premieră acum, o să nu, eu știu asta de la fisul ei, care probabil știe de la ea. Okay. Nu cred că toată familia știe mai puțin mătușe. Cum ar fi să afle mătușii ta acum, cine sunt părinții ei? Să rupă familia și să fie familia ta, de fapt. Să pornești un scandal în familia ta. Da, uite, că pe de altă parte, da, mă, că și la mama surogat, adică până la urmă totuși și eu sunt tatăl în acte. Nu e vorba doar de ea, cred că da, e mai ușor da, să primesc copilul, nu e totuși tot al străin. Sau mergi în instanță și... Sau n-ai decât să faci un copil cu femeia asta, după care cer drepturi asupra acelui copil și aduci dovezi cum că femeia nu este în stare să crească copilul, este o drogată, da, mă, te duci la o mamă surogat de scrie la mașina de scris, are numai căcat. La o mamă surogat din asta ca să fii sigur că primești copilul? Care nu mai înscenezi chestiile astea. Păi cum le înscenezi, coaie? Ce? Ai dai un ban la poliția locală să o aresteze pentru droguri. Cam în coaie, nu e chiar atât de greu. El așa ar face. Și Bruce deja are cazier pentru droguri. Trebuie doar să apară acolo, că și-a făcut o labă în parc într-o zi. Asta vrea statul român, să crească copii, o femeie care se droghează și... Adică variante sunt. Variante sunt multe. Dar cel mai bine este să găsești un partener care să te respecte, care să fie alături să te înțelegi. Da. Și așa terminăm podcastul ăsta de iubire și înțelegere. Da, și nu terminăm, mai și dacă aveți parteneri care vă respectă, să le purtați gameții. Vreți să vă mai zic o știre? Ia zi-ne o știre cu aia. Să
S-a făcut, ai făcut 100 de euro la munte. Nu știu ce de bău din partea asta. Am mâncat el și a dat singur. A zis, dar nu... Bă, dar nu mi-a stricat 100 de euro, ce pula mea. Bă, ai nevoie de reward-uri în viața mea, să spui singur. S-a damblagit Bruce Willis, m-a zis că se retrage din făcut da. Film, ați văzut? Mm-hmm. Săracul om. S-a damblagit. S-a nu mai blagit, dar și tu, da, e bolnav. E dement. Are 14 cancere. Nu e dement, mă, e... E chel de 10. Nu, mă, glume, are mă. Ceva de... Un fel de demență în stadiu. Nu poate să mai vorbească, da, cumva. Feija, ceva se numește. Și așa nu prea vorbim film. Da, nu mai poate să mai nu se bată. Cred că de prea, la nu mai poate să fac. Că el și-a făcut stanturile singur mult timp. Da. Bă, ca, am deja auzit de prea mulți actori Cruise. Care și le-au făcut singur. Mi se pare colit bullshit deja. Mi se pare cine, că cumva trebuie să singur? Spui. Ok, Florin Piersic, asta știm cu toți. Chichician. Chichician 100%. Ăla e legit. Chichician 100% că am văzut atâtea bloopers de la aia. Bruce Lee. Legit. Bă, stai mă un pic. Bă, da. Ăștia e o diferență. Ăștia chiar sunt luptători. Van Damme. Stai un pic. Ăștia sunt sportivi. Van Damme și, nu și, e luptător. Și Jackie Chan este și foarte perfecționist și e foarte greu să pui genul ăsta de presiune pe altcineva. Că el trage multe fucking duble până ies căcaturile, dar un cap pune Jackie Chan așa a apărut astea. În Hollywood prin, mă rog, așa. Și mai întâi a apărut într-un film porno și abia după a început să facă Hollywood. Ce, da, a apărut în spate ceva. Nu știu. N-a fost actorul care se fute în film greu. Porno, nu. Ah. Da. Viermele de gălbează da, de acolo. Dar de ăștia gen Tom Cruise sau nebun din ăștia care zic că își fac singur actori, așa, în primul rând. Care sunt actori. Aici e problema, că sunt căcănari în pula mea și fut totul. În primul rând că nu sunt antrenați pentru their own stunts. În al doilea rând, fut joburi. Sunt oameni care din asta trăiesc, fiind stuntmen, în pula mea, fiind stuntmen și din asta trăiesc și le iei pâinea de la gură la aia. Și în al doilea rând, nefiind antrenatul, dacă tu, fiind actorul principal Tom Cruise în Misiune Imposibilă și îți faci singur cascadorile și te rănești, apoi gata, se fute filmarea o săptămână, două săptămâni până îți revii tu, gata, două săptămâni niște dar oameni, sute de oameni, asta, n-au joburi, da. Exact, that's fucking bullshit. Dar în același timp și e un nivel de artă superior să îți faci singur. Nu e deloc, de bani, nu este un nivel singur. De artă superior faptul că sunt niște oameni care cu asta se ocupă, este atât de superior încât ei doar cascadorii fac, profesionist. Da, mă, dacă îți se fac cascadoriile alea, nu poți, de exemplu, să filmezi prin plan. Omul care face cascadori. Adică trebuie să faci niște cituri ca să iasă filmul în continuare. Clar, așa dacă e Tom Cruise care se ține cu o mână de elicopter, îi filmezi prin planul lui Tom Cruise care exprimă că el e actor. Că el e pe green screen. Că cum se... Și să ține... Da, ai văzut cum sare Liam Neeson în gardul? Bă, pe de... Nu. Sare pârleazul. Pe de altă parte, mi se pare atât de trist să fii... În ce dublură. Taken 1? Adică asta să fie... Da, pentru că toată lumea laudă că mamă ce a făcut, a sărit ăla de la etajul 6, da. Și de fapt e altcineva și nimeni nu o să afle vreodată. Uite, stai un pic. Ia. Deci sunt 7 secunde, 6 secunde de clip în care, punem. În care sunt 13 cut-uri. Îl punem. Ah, da, uite și tu. Vreau și o să văd. Și asta e scena originală? Asta e scena originală din fucking Taken. Uite cu aia. Îl alergă un câine. Alergă un câine pe Liam Neeson. Uite câte cut-uri, uite de cât... A sărit gardul din 13 cadre, frate. Ce dracu? Păi da, e foarte dinamic. Căutați pe YouTube Liam Neeson Jumps a Fence. Să moară măsa dacă nu-l bag. La ce minut? La minutul 48. Liam Neeson Jumps a Fence. Nici nu cred că ți-a copyright sau ceva, că e prea puțin. Bă, da, uite, asta e genul de cascadorie care n-ai ce să te rănești. Ăsta doar e bătrân. Cum, mă, poți să te rănești, poți să sari peste gard și piși prost pe gleznă. Bruce, ai luxat gleznă, nu mai poți să mai mergi. E prost, s-a venit la copilării la sărci. N-am mâncat ciorbă în fiecare zi. Deci e un pic așa cam... Adrian Nicolae își face singur cascadorile, că ai fost la teatru, părțarule. Da, ai fost la Cârje, că am văzut că și la Cârje un story. Întâmplător. Dar întâmplător ne-am luat bilete împreună. Da, întâmplător ne țineam de mână. Sincer, recomand, sunteți foarte proști. Adică, serios, chiar recomand asta la Școala Nevestelor. Sper că așa se numește. E și scris, mă rog, adaptarea e scrisă de Adiță și la e extraordinar. Mamă, cu aia, deci efectiv m-a deranjat
faptul că e, că e atât de bun. Cât durează? Nu știu, spre două ore. Două ore, mă. Și el e efectiv în toate scene. El e actorul principal. Ce el care genie. A scris How convenient. Comedie. Da. Ce ai râs? Dar, din nou, și foarte funny. Dar se vede că e adaptat pe umorul lui Adrian Nicolae. Bă, dar sincer, chiar foarte bun. Și e deranjant așa, că stăteam și mă gândeam, tu te morți, prea ți-a dat la Dumnezeu. La ce teatru e? Scapă cum se numește teatru, la Romexpo. Dacă căutați Școala Nevestelor, la găsiți așa. Mai o reprezentație pe 14 aprilie și e și biletul foarte ieftin, 30 de lei biletul. Da, mă, că e subvenționat de stat. Da? Dar am văzut acum că nu Adrian mai... Adrian Nicolae lucrează cu statul, are afaceri cu statul. Pentru că statul vrea să dea acces tuturor oamenilor la... Nu trebuie să fie un privilegiu, arta, cultura. Teatru. Da. Și trebuie să ai acces și tu ca pensionar pârlit să-ți iei un bilet la un show care altfel ar fi 150 de lei, să zic, la prețul pieței. Dar ei subvenționează foarte mult ca tu să-ți iei cu 30 de lei și atunci se termină biletele instant că... Nice. Ieftinale. Măcar să uite, se duc oameni la teatru. Se duc oameni la teatru, dar în același timp, din banii noștri se duc oamenii la teatru. Deci mi trans aduc din banii noștri la teatru. Că la mult, frate, vă dau la fiecare câte 6 bani. La stand-up comedy, la stand-up comedy nu se subvenționează. E biletul 30 de lei și dacă s-ar subvenționa, ar fi gratis și ar fi sala plină mereu. Așa e. Trebuie să dau share-uri pe Instagram, că le-i lene lui. Ce? O punem ca formă de teatru, îi dăm nume la show, la spectacol. Acolo e încadrat. Da. Nu prea iartă. S-a înjurat, mă, la piesa de teatru? S-a zis, doamne, cu pula. E mai mult craft decât artă. Mai mult meșteșug, mi se pare, stand-up-ul. Da. Asta a zis Norm Macdonald. E mai spre artă. Adică e artă. E teatru. Artă, da. Bă, dar serios acum, chiar foarte mișto. Mergeți, nu fiți proști. Puteți să mergeți și pe o dată. Da, eu am fost cu aia. Frunțile. Am fost odată la Mălăile și la final mare nevasta. Și ce am avut super, nu e adevărat. Am fost după nume. Da. Și am mai fost la unele mai mici. Ce mi s-a părut cel mai interesant e că totuși fiind teatru, eu înțeleg că ok, adaptare făcută de el și whatever, dar cât de aproape e de Adrian Nicolae în general, ceea ce eu cumva nu mă așteptam. Așteptam o bestie total diferită. Cineva, știi, întors așa că rolul la 180 foarte... de grade. Dar unde se petrece acțiunea? În timpurile noastre? Sau pe scenă, dar Valeri Ivanovici, mai mergi și pe lângă scenă. Marci în pula. Nu îți dai seama, e o întrebare foarte ciudată. Serios, că efectiv el nu-și dă seama. E atemporal? Da, cumva da. E adusă cât de cât în contemporan, dar dacă te iei după ținute, nu știu, îți dai seama de mai... E îmbârligat. E un vibe pe care îl simți doar când ești și acolo. Și numele-s românești? Se au apelativ, se strigă unii pe alții după nume? Efectiv nu mi-am amintesc numele. Mamă, nu te-ai uitat la nimic. Asta și te-ai jucat Candy Crush în pula mea. Hearthstone, ce te mai joci tu. Da, nu, dar serios, chiar e foarte mișto. Te linge cu cârje. Bun, deci recomandăm și teatru, să nu ziceți, bă, că nu... Da, exact. Da, facem recomandare, am și o recomandare. Și facem Caterinca proastă. Bine, hai să facem fiecare câte o recomandare. Recomandarea mea săptămâna asta este cartea Țigan Țenderi, se numește, al Valeriu Nicolae, care e un nene care, cred că îl știți, a candidat și la Camera Deputaților, cred, anul trecut sau când au fost ultimele alegeri și a pierdut la câteva voturi, a candidat independent. Valeriu Nicolae. E destul de prezent în spațiu public, postează, analizează CV-urile oamenilor din Parlament și zice de ce sunt cretini și are o asociație de ajută copiii din Ferentari cu școală, masă, educație în general. Cred că se cheamă... Ajuta Țiganii. Nu mai știu cum se cheamă. Ceva, Casa Bună, ceva pe acolo. Țiganii, încotro. Da. Și toate fondurile de pe Casa Speranței pentru Țiganii Voi Morților. Se duc să facă o grădiniță. Să cenzurezi, să pui un bip, te rog, sau să tai aici de fiecare când zic Țiganii. Da, wow. Bă, nu, dar sunt, adică se cheamă, e în titlu, Țigan Țenderi, așa se cheamă. Că e Țigan. Bine. El e Țigan. Țigan ce? Țenderi. Țenderi. Ok. Da. Valeriu Nicolae Ciolan, îl cheamă. Și el e de printr-un sat și după aia s-a mutat în Caransebe și după aia în Craiova și după deci aia a lucrat la UN, la pula mea, cum se numește, Națiunile Unite, adică a fost diplomat internațional și super. E biografie? Cartea? Nu, e o poveste, e autobiografie combinată cu poveste de dragoste, cred, a lui. Crezi? Cu soția lui. E o corespondență, dar nu mi-am dat seama. Am citit vreo 200 de pagini probabil ieri și azi din
350, poate pe la jumatea cărții, dar nu mi-am dat seama cine e femeia cu care schimbă mesaje. Dar e foarte bună. Eu credeam că e doar o modalitate de a schimba bani să financeze grădinița asta, că toate fondurile se duc ca să construiască o grădiniță. Dar chiar e bună cu aia, chiar e extraordinar de bună. Neașteptat. Na, el e un om șmecher, dar nu știam că e și un scriitor atât de bun. A scris mult timp în Cațavenci, cred, ceva, Dilema veche, chestii din astea. E un pic mai, să zic, intelectual. Dar nu e elitist asta. Adică ești țigan. E și cult, dar e și țigan. A trecut, a crescut din ghetou și a ajuns aici. Adică cunoaște viața și e foarte mișto. Ok, nice. Țigan Sender, Valeriu Nicolae, 50 de lei costă cartea. Cred că pe Mag și la Humanitas puteți să o cumpărați. Toate podcasturile adunate, până acum n-am vorbit chestii așa deștepte. Mame surugat. Dietă, teatru. Vedeți, mă, mai chemați. N-ai zice cum mă vezi? Să-mi fac pula, ai crezut că să ducem pulă. Gata. Adevărul că te-am subvenționat, era să zic. Hai să salvăm un pic acum pe final. Pula, pula, pizda, pizda. Găoază. Așa. Zici tu repede ceva. Sigur, o recomandare. O recomandare? De card? Nu, mă. WrestleMania! O recomandare? Ce m-am uitat eu și mi-a plăcut mult? E un nou film pe Netflix acum care mi-a plăcut foarte tare. Două secunde că vă zic. Sujo! Ia-ți vedem ce-am mai băgat pe Netflix, să zic. Nu, mă, nu, adevărat. Da, mă. Adevărat. Hai, că a zis cum am... Too hot to handle. Ia să ghicim cam ce gen de film ar putea să fie. Hai, pușcături. Da. Bruce Willis, direct. Ultimul film cu Bruce Willis. Un boss level. Western. Boss level, se numește Capcana Timpului. Așa. Și e vorba despre... Te-ai uitat la el, gen tu ai Netflix în română, cred că, nu? Că i-a zis Capcana Timpului. Fute-i una. Păi așa e boss level, în ori și turci, pe engleză. Ne-am bătut pula de el și la lui, da, că s-a dus și a doua zi la show. Că n-a înțeles prima zi ce s-a zis prea bine. În fine, boss level. A fost prostul la ambele show-uri. Coe, da, da, zi, boss level. Boss level. A fost muie ăsta. Ce muie ești? Mi-am adus aminte. Lasă-l, dragă, ce e vorba. Spune despre ce e vorba. Da, boss level, așa. Ne întoarcem la recomandări. A intrat ăsta la lui în a doua zi la show, fără bilet. Zi-mă povestea, că deci, dă-i în pula mea. Dar nu cred că e bine să zic. E bine. E bine? Da. Bine, eu a doua sesiune n-am mai avut bilet. Și voiam neapărat să mai văd încă o dată, că mă gândeam că mai schimbă ceva. Și n-am avut nicio șansă să intru, am așteptat o oră la poartă și n-am avut nicio șansă să intru, efect, era plin de bodyguards. Și au ieșit băieții aia doi, erau doi băieți care scanau biletele și au ieșit la țigară. Și zic, mă, cum mă băg eu în seamă cu ăștia, mă? Și eu am scos o țigară și m-am zis, bă, băieți, n-avea și voi o brichetă? Eu aveam trei brichete la mine, da? Mi-au dat băieții un foc și la un moment dat a zis unul dintre ei că mai facem noi rost de bani. Dar tu ai rămas în cer cu ei acolo la... Am stat lângă ei lipit. Ah, ok. Unde să plec? Și a zis la un moment dat băiatul ăla că, bă, nu mai facem nici noi rost de bani. Dar nu spre tine, spre nu ăla. Nu spre mine, vorbeau între ei. Da. Și a zis, vreți, mă, 50 de lei? Și unul n-a vrut, s-a speriat. I-am întins banii, n-a vrut. Celălalt a stat puțin, s-a gândit și face, hai că o facem. A fixat și a zis, hai că o facem. Dar acum dacă vrei. Am aruncat țigara și am mers. Și ți-a deschis ușa, ai intrat? Mi-a deschis ușa, mi-a scănat biletul de ieri, cum ar veni, de la primul șu și am intrat. Și după, dar nu ți-a zis unde să te duci? Gen, doar ți-a dat drumul în incintă, cum ar veni. Treaba ta, tati, dacă ai loc sau nu. Da. Eu te-am lăsat să intri. Da. Și ai găsit locuri bune? În față am stat. Ești nebun la cap. I-am atins Adidasul. Eu am stat top, clasă excelentă. Ultimul rând. Nu mai fac niciodată asta. Niciodată. Dacă mergeți la sala Palatului, nu vă luați cea mai ieftină categorie, că nu vedeți nimic. N-are nici niciun n-auzi sens. Eu așa am stat la băieți la... Bă, serios. La ceva mărunt. Da. Eu am stat în spate sau... Bă, ce mai fi? Era de și aici. Eu de acum, dacă vreau să mă duc la un show la sala Palatului, merg cu Edi. Dacă începe show-ul la 8:30, mă urc pe la 9:30. Fumez o țigară. Fumez o țigară. Ceva, nu că a fost mișto. Mi-am luat un suc, am stat chiar... Trebuie să te descurci dacă așa funcționează. Așa. Poți să ne descrii. Uite, asta recomandare. Asta... Tu deja ești la boss level în pula mea. Ai stat, ai intrat fără nicio jenă în sala Palatului. Asta e recomandarea. Asta e recomandarea. Deci despre ce film? Să intrați la show-uri fără bilet. E vorba despre un băiat care a fost prin
trupele ceva, trupe șmechere, serii, Legiunea străină. UFCC. Exact, nu știu exact ce. Și ăsta avea o gagică care era biochimistă, se ocupa cu molecule și spațiu, timp și chestii. Bă, stați, bă, că e mișto, ascultați-mă. Da, cu ăsta. Se ocupa cu molecule și spațiu, timp. Tot centrul ăsta unde lucra fata asta era condus de unul care era nebun și voia el să controleze lumea, să descopere... Bă, dar tu acum nu povestești tot filmul. Nu, doar e lung. Da. Să construiască, voia să descopere o chestie prin care tu, dacă mureai, te întorceai în aceea zi. Ți s-a repetat ziua. Uh-huh. De fiecare dată când mureai. Filmul ăla cu Tom Cruise și cu Emily Blunt. Da, dar e mult mai mișto adaptat. Mi-a plăcut mult mai mult ăsta. Îl știu și pe ăla, dar e mult mai frumos ăsta făcut. Și, în fine, ăsta, pasta pe biochimista asta omoară șmecherul ăla. Gata, mă! Stai, mă, să zic. Lasă-mă, zic. Da, băi, așa începe. E un fel de Fast and Furious, dar cu cuvinte mai grele. În fine, da, și ia lua la o mostră de păr lui bărbatul care erau despărțiți. Ia o mostră de păr și o aruncă în... Cuvaia și ăla de fiecare dată când moare... Retrăiește ziua care rămâne. Retrăiește ziua și moare de multe ori. Are Tom Cruise, e pișat. Ăla chiar moare, frate. Și moare, e foarte funny în felurile în care moare. E și funny. Da, e fun. E comedie? E comedie-dramă. Așa comedie-dramă, am înțeles, cum știți genul ăla. Comedie-dramă. Las fierbinți, dacă vreți. Comedie-dramă, aș zice că Tarantino e comedie-dramă, dar mai mult comedie. Filmele lui Tarantino, în general, sunt amuzante. E cam parodie. Parodie, comedie. Na, parodie, comedie. Dar cumva serioasă. Adică când te uiți la un film de al lui Tarantino, nu te aștepți, te aștepți să râzi, dar nu... te duci la el ca să râzi. Adică știi stilul acum, dar pare o chestie serioasă. Mai are doar două filme de scos. Ce face? Mai are doar două filme de scos Tarantino. Și după aia? De ce nu se știe. Că el a spus că toată viața, dar am uitat numărul, cred că 11. A spus că o să scoate doar 11 filme în toată cariera. Când... și a scos deja 9 sau o chestie de genul ăsta. Și când a spus asta, când era Pielea Puli, de unde știe el că face 11 filme? Poate mai face ceva documentare. Deci eu zic, mă opresc la 10 Sala Palatului. Da, într-o zonă. Uite, mă opresc la 10 Sala Palatului. Stai să te apuci. O să fie blană ultimul. Gata. Gata. Stai, mă, tu n-ai recomandat nimic. N-ai recomandat nimic. Tu, mă. Pizza virgină. Extraordinar. Bă. No. Dacă e ceva, exact, recomand să nu pizza virgină. Da, de acord. Pizza virgină. N-am, sincer, asta nu-i, deschidem subiectul ăsta acum. Dar pentru că nici n-am avut experiență cu pizza virgin, allegedly. Nu o să spun dacă am avut sau n-am avut, pentru că na, e viața mea personală, sunt niște detalii în care nu vreau să intru. Dar în teorie mi se pare că n-ai de ce să vrei. Și ce fac fetele alea săracele? Exact. Au și ele unghi. Zici că virginitatea trebuie să-ți o pierzi cu altcineva care e tot virgin? Da, să se termine frumos? Trebuie să fie ambii oameni virgini ca să fie... Nu știu, nu mă interesează. A, nu ne interesează. Da, don't give a shit. Da. Bun, și acestea fiind spuse... Veniți la Open Mic, la Comics. La Open Mic, la Comics. Hai să anunțăm niște show-uri. Da, deși uite, asta e recomandarea mea. Recomandarea mea sunt niște spectacole de stand-up comedy. Mergem în Moldova 26-30 aprilie, detalii în curând. Gata. Da, 26-30 aprilie, Bacău, Iași, Suceava, Fălticeni. Pe 15 Brăila, care Brăila nu e Moldova, știm asta. Și Brăila aveam, da? Pe 15 patra deschid la Comics. Ia uite, veniți pe 15-a lunii. Bai, și la Roșețu, ne vedem săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare avem la Roșețu? Da. Sâmbătă. Sâmbătă pe 16. Dacă sunteți în Buzău sau din Preajmă, veniți să ne salvați. La Roșețu. Data viitoare acesta a fost podcastul. Voi nu uitați să fiți slabi. Ceau. Asta o să fie. Exact. Nice. Așa o să zici, da? Ți-ai făcut... Încerc. Asta păi o să fie... Trăim în România și asta ne ocupă tot timpul. Acesta a fost vlogul. Până data viitoare, voi să fiți slabi. Ceau. Au oprit cineva astăzi. Aveam geamul deschis la bucătărie. S-au auzit niște frâne grave. Și ăla de nu era în mașină a zis: e, asta e, trăim în România și asta ne ocupă tot timpul. A sunat la piesă de teatru, efectiv, ce mea de replică. Asta a fost reacția lui? Asta e, trăim în România și asta ne ocupă tot timpul. Dar supărat?
Da, 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 era, era, era foarte supărat, că probabil era să dea da, la de la, tele, de la, de la TV. De la Badea. De la Badea, de la Badea, care nu mai spune asta. Nu mai spune. De când da. I-a bubuit laptopul, păi i-a zis și Dumnezeu. Și s-a rebranduit, eu am tot auzit de chestia asta, nu o să-i fac acum reclamă lui Mircea Badea. Dar m-am uitat acum vreo o săptămână la Mircea Badea și auzisem deja... că aparent nu mai arde așa prost și da. Că mai e mai pe cate, mai old school Mircea da. Badea, știi? Și bă, eu l-am văzut acum vreun an, cred, m-am uitat câteva zile la rând și entertaining. Aia voiam să zic, da. Și mai face aia cu fetele de pe Instagram la finalul emisiunii? Da, da, da. Hai să zic. Mai dă scroll prin niște pizze. Face efectiv un vlog la... TV. Da, e efectiv o emisiune de YouTube. Și ce mai îmi place că are ziare, are așa un tank de ziare, se mă uită prin el, dar după aia intră pe telefon, da, pune telefonul da, pe ziare și intră da. Pe ziar, dar de pe telefon. Da, da. Pe da, ziar. Da. Bun, oameni dragi, Maru. V-am recomandat până și pe Mircea Badea ca să mai echilibrăm situația. S-a terminat. Mulțumim că ne urmăriți. Și marți avem filmare cu Teo pentru următorul, nu știu zic, dacă sunteți din București și vreți să veniți, da. Marți pe 12 aprilie. Puteți, intrare liberă. N-avem niciun motiv să nu veniți. Lagarium Lemirosa. V-am pupat. Și dacă v-a plăcut, domnilor, lăsați un comentariu să mai mă cheme. Vă rog frumos că nu mai...